Cunoscut drept om de afaceri în Constanța, Mircea Dobre a devenit viceprimar după ce a primit 18 voturi pentru din partea colegilor. Deși mandatul pe care îl are este unul scurt, consilierul local își dorește ca orașul să fie mai curat. Cred că este de vreme să vă enumăr acum proiectele. Deocamdată, ca primul lucru care vreau să-l fac, este să văd ce direcții mi se subordonează, să văd atribuțiunile acestor direcții, să studiez contractele pe care terții le au cu primăria legate de acest obiect de activitate și după aceea, după o perioadă, când mă obișnuiesc cu activitatea aceasta, pentru că eu vin din sectorul privat, unde am lucrat ultimii 25 de ani, o să vin în fața dumneavoastră cu proiectele care mi le propun. Mircea Dobre a fost propus de actualul primar interimar Decebal Făgădău datorită experienței pe care o are, dar și pentru severitatea cu care tratează lucrurile. Plecând un consilier PSD, viceprimar PSD, am propus un consilier local PSD. Trebuie să vă recunosc că opțiunile au fost destul de restrânse. Pentru că nu multă lume vrea să se angajeze la un mandat pe un termen scurt. 2. Un mandat care presupune mai degrabă o dezbrăcare în fața presei și a opiniei publice. 3. Un mandat în care, alături de mine, se va vorbi, așa cum am spus încă de când am fost mandatat de Consiliul Local, se va vorbi puțin și se va face mai mult. Am acceptat în ideea că experiența mea și rigurozitatea care o am va fi de ajutor pentru comunitate și zic eu că va fi de ajutor și pentru executivul care are de realizat în perioada imediat următoare foarte multe lucruri. Constanța mai are un viceprimar, iar atribuțiile acestora vor fi împărțite pentru o eficiență maximă. Îmi doresc, începând de mâine, la ședința pe care o voi avea cu cei doi, domnul Costin Răsăuțeanu, consilier local cu atribuții de viceprimar, și domnul viceprimar Dobre, să așezăm foarte clar cine de ce se ocupă. Către domnul Dobre, probabil că pe lângă competențele sale de economist și membru al Comisiei de Buget Finanțe, vor fi și alte direcții ale primăriei. Aici fac referire la salubritate, spații verzi. Mandatul viceprimarului Mircea Dobre se va încheia în luna iunie, când vor avea loc alegerile locale.